Bună ziua, eu sunt Negru Bogdan, elev la școala gimnazială 28 1D. Astăzi vă voi prezenta o carte foarte frumoasă pe nume Ierus și Valea Răbdării. Este vorba despre un băiețel care învață să aibă răbdare. Într-un regat trăia un rege și o regină. Aveau un prinț pe nume Ierus. Ierus era nerăbdător și trișa la jocurile copiilor. Într-o zi, soarele n-a mai strălucit, apa s-a învolburat, fructele, legumele și plantele s-au ofilit. Așa că regele și regina au luat decizia să trimită niște tovarăși spre tărâmul soarelui. Și au găsit cinci tovarăși, pe nume Dvorak, Trent, Ilang, Harun și o bătrânică pe nume Tomari. Și regele și regina au luat decizia să-l ia și pe Ierus. Așa că au încălecat pe câte un cal și au pornit spre tărâmul soarelui. Pe drum, Ierus îl întrebă pe Trent: De ce trebuie să trecem ca să ajungem la tărâmul soarelui? Trent răspunse: Trebuie să trecem de Valea Răbdării. Ilang spuse: Dar înainte de asta, trebuie să ne odihnim. A doua zi dimineață, tovarășii au ajuns la Valea Răbdării și acolo i-au spus lui Ierus: Nu vom putea veni cu tine. Ierus întrebă: De ce nu? Asta pentru că nu toată lumea poate intra în Valea Răbdării. La urmă, tovarășii i-au dat niște legume. Morcovii ca să vadă mai bine, fructele de pădure să-și amintească, nu ca să gândească, și pătrunjelul ca să aibă multă sănătate. Dar i-au mai spus că trebuie să nu va merge cu opincii. Și așa a făcut. Ierus s-a călcat pe iarba cea fină. Auzise o voce dintr-un copac. Era un măr viu, pe nume Alpi. Ierus îl culese din copac și cei doi făcuseră o înțelegere, că dacă Alpi îl va ajuta pe Ierus să iasă din Valea Răbdării, Ierus îl va planta în grădina curții regale. Și s-au înțeles. Mergând ei mai departe, au dat de niște iepuri. Ierus îi spuse lui Alpi: Poate acei iepuri știu unde este calea spre ieșire. Și Ierus s-au dus spre iepuri. Îi întrebă Ierus, unde este ieșirea din Valea Răbdării. Dar iepurii nu au auzit, pentru că tot vorbeau despre spanac. Ierus a mai întrebat odată: Hei, cu voi vorbesc. Dar iepurii nu l-au auzit când a strigat. Ierus i-a spus lui Alpi că acești doi iepuri nu vorbesc deloc, vorbesc doar despre spanac. Alpi îi aminti iar lui Ierus că este în Valea Răbdării, așa că îi spusese: Mai întâi trebuie să-și termine conversația și apoi să le spui ce ai de spus. Și uite că și-au terminat conversația. Acum poți să
ce ai de spus. Mă scuzați că vă deranjez, dar știți unde este ieșirea din Valea Răbdării? Sigur că știm. Trebuie să treceți de lac cu un bac și veți ajunge la grădina de spanac. Acolo e poarta pe care scrie mulțumesc pentru răbdare. Mulțumim, dar cum vă cheamă? Eu sunt Mac și el este Pac. Mulțumim, Mac și Pac. Și ierul se duce și cei doi se duceseră spre lac. Trecuseră câteva minute de când au ajuns și ierul n-a avut răbdare deloc. Îl întrebă pe Alpi. Alpi, de ce nu vine odată Bacul? Alpi spusese că dacă vei avea răbdare, va veni foarte repede. Așa că ierul s-a avut răbdare și Bacul a venit așa de repede că s-ar fi teleportat. Așa că au trecut lacul și au văzut grădina de spanac. Acolo erau și Mac și Pac. Ierus îi îmbrățișă de bucurie pe cei doi. După aia, Mac și Pac îi arătaseră lui Ierus, frații și surorile lor, furnici, copaci și plante. Mulțumesc că mi-ați arătat surorii și frațiile și frații voștri, dar trebuie să găsim ieșirea. Unde este? Dar mai aveți o provocare. Trebuie să treceți de copacul Oachi. Încă una? Păi hai să o trecem și de ea. Dar unde e copacul Oachi? E chiar acela. Bate și el se va trezi. Dacă copacii dorm, atunci bat. Cioc, cioc! Cine îndrăznește să mă trezească? Spusese Oachi copacul. Unde este ieșirea, copacule Oachi? Dacă vrei să ieși, va trebui să tragi de săgeata din dreapta. Dacă vrei să o iei de la capăt, trebuie să tragi de cea din stânga. Așa că pe care o vei alege? Desigur că o vei alege pe cea din dreapta. Nu mai vreau încă o dată să străbat drumul. Da, dar dacă o vei face, nu-l vei putea lua pe Alpi. De ce nu? Asta pentru că aici este locul lui. Doar de aici a venit el. Doar ce crezi? Că Mac și Pac ar pleca de aici pur și simplu. Ierus așa se gândiseră, dar Oachi i-a răspuns la întrebare că nu era așa. Ierus a spus că trebuie să-l planteze aici, pentru că înțelegerea era înțelegere. Dar Oachi l-a oprit pentru că a glumit. Vroiam să văd doar dacă ai fost atent în această poveste sau în Valea Răbdării. Îl poți lua pe Alpi cu tine. Acum trage de maneta din dreapta. Bine. Și în fața lor se deschise poarta pe care scria mulțumim pentru răbdare. Și cei doi au plecat și cei doi au ieșit din vale. Mulțumesc că ați fost atenți. Dacă mai vreți să vedeți în continuare ce peripeții a mai avut Ierus, vă recomand Valea Generozității, Valea Iubirii și Cea a Recunoștinței. Vă recomand să vedeți ce peripeții are Ierus în continuare la cele încă trei văi.